Cerul e acoperit de nori, iar undele gri-verzui tălăzuiesc liniștite și grele, ca și cum ar avea alt temperament decât valurile agitate, înspumate, care izbucnesc hit și colo. Eu stau singur și privesc. E cândva primăvara, cât și tatăl meu e afară în grădină și lucrează. Privesc fix suprafața mării, fără a auzi ce spune reporterul, și dintr-o dată, din valuri, se ivește conturul unei fețe. Nu știu cât timp rămâne acolo, poate câteva secunde, dar suficient cât să aibă un impact uriaș asupra mea. În aceeași clipă, chipul dispare, mă ridic și plec să găsesc pe cineva căruia să-i povestesc despre asta. Mama e în schimbul de noapte, fratele meu joacă fotbal, iar ceilalți băieți din cartier nu vor să mă bage în seamă. Așa că o să fie tata, mă gândesc eu, grăbindu-mă în jos pe scări. Sar în papuci, îmi îndes brațele în mânecile de la geacă, deschid ușa și fug în jurul casei. Nu avem voie să alergăm prin grădină, așadar, Chiar înainte să intru în câmpul lui vizual, încetinesc și încep să merg. El stă în spatele casei, în vale, în locul care va deveni grădina de zarzavaturi și lovește cu barosul într-un bloc de piatră. Chiar dacă groapa e adâncă de numai câțiva metri, mormanul de pământ negru pe care l-a săpat și pe care stă și pâlcul de scoruș de munte, care cresc îngrămădiți lângă gardul din spatele lui, fac ca morgul să vină parcă mai repede acolo jos. Când se îndreaptă și se răsucește către mine, Chipul îi e învăluit aproape în întregime, în întuneric. Cu toate astea am informații mai mult decât suficiente ca să-mi dau seama de dispoziția lui. Ele nu reiesc din expresia feței, ci din postura corpului și nu se citesc cu gândurile, ci cu intuiția. Pune jocanul deoparte, își dă jos mănușile. Deci, face el. Tocmai am văzut o față în mare la televizor, spun în timp ce mă opresc pe iarba de deasupra lui. Vecinul a doborât un pin mai devreme după amiaza aceea și aerul e plin de mirosul puternic de rășină de la butuci ce zac de cealaltă parte a gardului de piatră. Un scafandru? întreabă tata. Știe că mă interesează scafandrii și nu-și închipuie că aș putea găsi altceva atât de interesant încât să vin să-i spun lui. Scuturi din cap. Nu era om. Era un fel de imagine în apă. Aha, un fel de imagine, zice el scoțând pachetul de țigări din buzunarul de la piept. Dau aprobatori din cap și mă răsucesc ca să mă duc înapoi. Stai puțin, îmi spune. Dă foc unui chibrit și își înclină capul cât să poată să-și aprindă țigara. Flacăra deschide o mică fantă de lumină în murgul cenușiu. Așa, zice el. După ce trage o dată adânc în piept, pune un picior pe bolovan și se uită fix către păduricea aflată în cealaltă parte a drumului. Sau poate privește cerul de deasupra copacilor. Oare fața lui Isus ai văzut-o? spune el uitându-se în sus la mine. Dacă n-ar avea vocea aceea prietenoasă și n-ar fi făcut o pauză înainte să mă întrebe, aș crede că își bate joc de mine, pentru că pentru el e rușinos că sunt creștin. Tot ce își dorește de la mine e să nu fiu altfel decât ceilalți băieți și, din furnicarul de copii din cartier, nimeni altcineva decât mezinul lui nu se declară creștin. Dar chiar vorbește serios. Încerc o licărire de bucurie pentru că într-adevăr îi pasă, dar mă simt în același timp jignit că mă subestimează în felul ăsta. Clatind din cap. Nu era Isus, zic eu. Aproape că îmi pare bine să aud asta, spune tata zâmbind. Departe, în sus pe deal, se aude șuierul slab al anvelopelor unei biciclete pe asfalt. Sunetul devine tot mai puternic și e atât de liniște în jur, încât notele joase cântate care se împletesc acum cu șuieratul se aud tare și clar, iar bicicleta, imediat după aceea, trece pe lângă noi pe drum tata mai trage un fum din țigară și o aruncă, pe jumătate fumată, peste gard, tușind de câteva ori, apoi își pune mănușile și ia din nou barosul. Nu te mai gândi la asta, îmi spune, uitându-se în sus la mine. Aveam opt ani în seara aceea, iar tata treizeci și doi. Chiar dacă nici acum nu pot spune că îl înțeleg sau că știu ce fel de om era, faptul că azi sunt cu șapte ani mai în vârstă decât era el atunci, face ca anumite lucruri să fie mai ușor de înțeles. De exemplu, ce diferență mare era între zilele noastre. În vreme ce zilele mele erau încărcate de sens, iar fiecare pas deschidea o nouă posibilitate, și fiecare posibilitate mă umplea la maximum, într-un fel care acum este într-adevăr de neînțeles, sensul zilelor lui nu era concentrat în întâmplări de sine stătătoare, ci răspândit pe suprafețe atât de mari încât nu putea fi înțeles altfel decât în concepte abstracte. Familia era unul dintre ele, altul cariera. Puține întâmplări neprevăzute, niciuna poate, ar fi putut să aibă loc de-a lungul vieții lui. Trebuie să fi știut întotdeauna în linii mari ce urmau să-i aducă zilele și cum trebuia să reacționeze. A fost căsătorit timp de 12 ani, iar dintre aceștia, 8 ani a lucrat ca profesor de școală generală. A avut doi copii, casă și mașină. A fost ales în Consiliul Local și numit în conducerea lui ca reprezentant al Partidului Liberal. În lunile de iarnă se ocupa cu filatelia, cu oarecare succes, ajungând în scurt timp unul dintre colecționarii de frunte ai regiunii, în vreme ce în lunile de vară, grădinăritul îi ocupa timpul rămas liber. La ce se gândea în seara aceea de vară, nu am nici cea mai mică idee. Nici măcar ce părere avea despre el însuși când s-a îndreptat de spate în semi-întuneric, cu barosul în mâini. Dar sunt cât se poate de sigur că în el se instalase sentimentul că înțelegea destul de bine lumea din jur. Ascultă acest audiobook alături de sute de alte titluri în română și engleză pe voxa.ro, gratuit și nelimitat pentru primele 15 zile.